Dragii mei, am revenit din pauza de publicitate. Alături de mine este sărbătorita noastră de astăzi și invitata mea, Mariana Suciu, căruia din nou vreau să-i spun un la mulți ani, sincer. Mulțumesc! Aș vrea să te întreb dacă ai întâmpinat greutăți și dificultăți pe parcursul muzicii, pe parcursul carierei muzicale. Nu mai vorbim acum de familie, dar da. Vorbim de muzică. Am întâmpinat, dar astăzi... Știi cum, Elena, mi se pare așa un vis urât din care am vrut să ies. Da, ca peste tot. Și acum este mare ură între artiști. Aoleu, dar nu numai între artiști. Da, toată lumea are... În orice domeniu. Și cu atât mai mult la noi și n-ar trebui să fie. Sigur. Pentru că eu am spus în felul următor. Cui nu-i place de mine, poate să nu există niciun artist, pentru că omul ar schimbă genul de muzică. Sigur că da. Și nu mă va iubi niciodată. Și n-ar trebui să existe atâta ură că... Posturi de televiziune sunt foarte multe unde poți să mergi să te promovezi, spectacole sunt foarte multe unde poți să mergi, nunți la fel. Și n-ar trebui, pentru că fiecare are fanii lui, fiecare are oamenii lui și n-ar trebui să... Eu am avut foarte multe probleme, n-aș vrea să revin asupra lor, într-adevăr nu au există. Fost. Nu, nici nu vreau să spun. E bine că ai putut să treci dar peste ele și Dumnezeu m-a ajutat și am trecut peste ele pentru că eu așa sunt o fire care mai lasă. Cum se spune? Ce ți-i scris în frunte ți-i pus. Da, așa spunea bunica mea, mamă, știi ceva, ce ți-i scris în guler, ți-ai pus în frunte, ori stai să aștepți, ori mergi să ajungi la locul respectiv să se întâmple ce se întâmplă. Așa. Și eu sunt mulțumită, ți-am spus, eu sunt mulțumită, cu toate că poate la timpul respectiv m-a durut foarte tare, pentru că normal. Eram pe o anumită treaptă și se spunea numai povești, printre altele să nu mai fiu chemată că-s căsătorită și nu-mi dă voie. Și nici măcar nu eram căsătorită și multe chestii, dar soțul meu întotdeauna m-a îndemnat, mi-a dat voie să merg. Eu atunci când am hotărât să fac acea pauză, am hotărât eu ca mamă, nici de cum soțul meu. Și asta a fost. A fost greu, apropo, la acea pauză, a fost greu foarte greu. Activitatea? Da, cum să spun eu, a fost greu să intri în lume, pentru că deja veniseră alți artiști, era un alt val și a fost asta într-adevăr greu, dar m-am făcut-o doar așa ca un fel de pasiune și un până vis la urmă, nedeplinit dacă e la meu. Sufletul tău, muzica e, nu poate scoate nimeni. Și foarte mult m-au îndemnat copiii. Copiii au spus, mami, nu, tu te-ai sacrificat pentru noi, acum noi este visul nostru să te vedem și să... Să fim mândri de tine până la urmă. Da, și într-adevăr, sunt și ei mândri de mine, cum sunt și de ei. Cred. Da. De unde mai sunt surse acum de cules melodii? Mai sunt? Încă mai sunt. Nu știu, că trebuie scotocit. Da, trebuie scotocit. Eu știu, pentru mine e o pasiune asta. Și am în jur de 60 de piese care nu s-ar auzi, nu s-au văzut. Așa, pe care eu le-am și încă mai sunt locuri unde pot să merg și vreau să mai... Timpul este foarte puțin. Ținutul pădurenilor e foarte bogat în... Bogat. Nu poți să spui în ce, dar e foarte bogat din toate punctele de vedere. Este un ținut bogat și încă nu este explorat la maxim. Pentru că încă mai sunt bătrâni care încă ne mai pot spune multe lucruri care nu s-au prea auzit, lucruri care, obiceiuri care nu se fac în alte zone și eu așa mi le-am schițat, poate vreodată, nu știu. Dacă nu le dați la altcineva și da, sigur că tot da, nu dar trebuie să, fie. Să rămase. Nu vreau, sub nicio formă nu vreau să las să rămână. Vreau să... Eu oricum am înregistrări de pe vremuri făcute la Institutul de Cercetări Etnologice la București. Am fost de foarte multe ori chemat acolo și am înregistrări care rămân pentru totdeauna acolo. Cu siguranță. O să povestim despre acele înregistrări, dar vrem să vă auzim cântând. Haideți să mai ascultăm pe Mariana Suciu. La, ca în sufletul din mine, la, 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 la.
la la la, ca sufletul de mine, la 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 la. Dar tu poate m-ai mințit, la 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 la, sufletul mi-e chinuit, mai la 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 la. Ți-am dat toată inima, la 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 la, sufletul și dragostea, măi la 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 la. Dragostea ce ți-am purtat, o la 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 la, tot cu lacrime mutat, o la 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 la. Tot cu lacrimi am mutat, o la 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 la, c-am iubit cu adevărat, la 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 la, ochii care m-au trădat, măi la 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 la. Să nu aibă parte viață, la 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 la, de ce-i drag să strângă-n brață, la 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 la, pe pământ să se târască, la 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 la, loc să nu-și mai găsească, la 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 la. Și-ți doresc tot ce-i mai bun, măi, la 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 la. La mulți ani astăzi îți spun, măi, la 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 la. Și-ți doresc tot ce-i mai bun, măi, la 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 la. Dumnezeu să-ți facă parce, la 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 la. Ce noroc și sănătate, la 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 la. Să ai în viață numai bine, la 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 la. Să nu știi și rău în lume, la 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 la. Să ai în viață numai bine, la 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 la. Să nu știi și rău în lume, la 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 la. Norocul să ce găsească, la 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 la. Viața să ce ferișească, la 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 la. La mulți ani și mult noroc, măi, la 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 la. Cu toți cei dragi la un loc, măi, la 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 la. La mulți ani și mult noroc, măi, la 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 la. Cu toți cei dragi la un loc, măi, la 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 la. Să aveți fericire în casă, la 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 la. Și toți și mai pun pe masă, la 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 la. Hai să ridicăm paharul, la 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 la. Să ne cânte lăutarul, la 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 la. Hai să ridicăm paharul, la 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 la. Să ne cânte lăutarul, la 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 la. Că astăzi e o zi mare, la 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 la. E ziua de sărbătoare, la 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 la. La mulți ani cu sănătate, la 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 la. Genul bine să ne smarge, la 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 la. Aș vrea să te rog să-mi povestești cât de important și cât de greu este să-ți realizezi un album sau a fost atunci în perioada aceea când ai înregistrat acel album de care vorbeam în intervenția anterioară. De ce greu? Tu știi foarte bine. Știi cum? Poate oamenii văd doar produsul finit. Finit, cu siguranță. Doar.
dar câtă muncă este în spatele unui sitiu. Sau și la când mergi să cânți, oamenii văd doar când te prezinți tu pe scenă. Eu de multe ori, scuză-mă, eu de multe ori zic, vai, ce rea e lumea asta, că zice, te chinui atâta să-ți faci un album, să-ți aduni melodii, să-l îți pui tot sufletul și toată încrederea în el, și când ajunge pe piață omul zice, oh, îmi place, nu-mi place. Da, da. Și așa, atâta suflet în el, da. Și muncă, și bani, și... Sigur că da. Și sufletul, în primul rând, și investește acolo. Așa e. Și este mare păcat. E. Publicul este... e public. Da, el ne critică e, și el ne investește și el ne apreciază. El te ridică, el te coboară și mulțumim că e alături de noi. Da. Noi nu-l criticăm, dar vreau să spun că este foarte greu. Este foarte greu să-ți faci un CD, să ai terminat o piesă, ți-e foarte dragă și când vrei să o înregistrezi, nu, parcă aici ar mai trebui schimbat. Ceva. Sau poate că și după ce ai înregistrat-o la vreo lună, dar nu puteam să... Linia melodică parcă nu merge, parcă aici ar fi trebuit altfel, făcută altfel. Că în general eu fac eu. Am cântece culese și în rest mi-am făcut eu piesele. Am, de exemplu, unul din CD-urile mele este Viața mea. Am cântec dedicat mamei, tatălui, copiilor, satului. Adică fraților, toată viața. Sufletului meu, da. E chiar sufletul meu acolo și exact ceea ce am simțit eu și am... Ai pus acolo în textul acela. Da, cât ți-a fost de greu să ne înregistrezi acel album acolo la București? Acolo nu este album, au rămas... Sau piesele. Mi-a fost piesele. Da, a fost bine pentru că eu am avut norocul când participam la concursuri, cum era... acea vreme, am fost descoperită de specialiști de acolo și atunci m-au invitat să merg să le înregistrez și am fost invitată de ei și am stat câteva zile în București și le-am înregistrat acolo la Institutul de Cercetări Etnologice și după aceea au fost date posturilor de radio. Da, la vremea respectivă. Și oricum lecția era învățată, nu era o problemă să te duci la studio și să nu știi melodia. Da, era lecția învățată, nici n-aveai cum, altfel și era... Cum să spun, fiecare piesă erau foarte atenți la ea, să nu modifici, să nu faci niște înflorituri mai mult decât să-ți permită zona. Era strictețe, dar era bine. Era bine pentru că puteai să delimitezi foarte clar. Asta e melodie din zona Pădurenilor, asta e din zona Mureșului, asta e din, știu, din ce zona țării. Nu puteți să o duc spre Banat, deși eu sunt la interferența cu Banatul. Și ai tendințe, pentru că la noi se cântă Banat, Acum tu știi, Banatul, așa. Dar nu-ți dădea voie, trebuia să tot timpul auzeam pe bunica mea cum o cânta și încercam să o cânt exact așa, că dacă nu ți-o primea. Așa. Te mai ascultăm cântând, bineînțeles că noi în emisiune avem și pricezne și ceea ce mă bucură foarte mult, o să vorbim și despre pricezne care sunt la sufletul tău, dar te auzim cântând înainte și după aceea. Haideți să ascultăm pe Mariana Suciu. Streșel totdeauna, la 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 la. Păcărarea ungei dore, la 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 la. Nu poți trece așa ușor, la 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 la. Ui! Ha! Hai ha! Gelună lumina-i tare, la 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 la. Ce vei gelumea în cărare, la 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 la. Dacă ce lovești de dore, la 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 la. Să trăiești nuță ușor, la 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 la. Ui! Ha! Hai ha! Luna dacă mai vorbește, la 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 la. Și la oameni povestește, la 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 la. Pășini-o văzuge sus, la 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 la. Până acum nu o mai spus, la 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 la. Ui! Ha! Hai ha! La 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 la. Zile multe nu apuși, la 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 la.
da. Greu-i ce dus pe pișoare, la 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 la. Și rău inima mă doare, la 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 la. Greu-i ce dus pe pișoare, la 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 la. Și rău inima mă doare, la 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 la. Patrânță și o prege, la 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 la. Cum se poartă în pădure, la 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 la. Funsulițe calipanul, la 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 la. Vine șoacă pădureanul, la 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 la. Pădurean ca tot așa, la 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 la. Ajută cămașa, la 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 la. Călanul spăla negei, la 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 la. Joacă pădurenii mei, la 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 la. Argeleana și umbrul, la 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 la. Joace doi și spic ce greu, la 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 la. Joacă pădurenii mei, la 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 la. Și eu mă mândresc cu ei, la 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 la. Că avem o viață frumoasă, la 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 la. Cu doi copii la clamasă, la 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 la. Că avem o viață frumoasă, la 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 la. Cu doi copii la clamasă, la 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 la. Doi fecior ca două stele, la 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 la. Bucuria vieții mele, la 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 la. Dragii mei, spuneam mai devreme că vreau să ne povestească Mariana Suciu despre pricezne, care sunt la loc de cinste și au un loc aparte acolo în sufletul și în inima Marianei Suciu.
Am dreptate? Da, da, place tare mult să merg la biserică și să cânt pricesne și am și înregistrat cu colega și prietena mea, Viorica Brândușan, am înregistrat câteva pricesne, am înregistrat și melodii de muzică populară, dar am pricesne, colinde și este foarte frumos. Pentru mine o priceasnă, Doamne, când o cânt și când o ascult așa, mi se face piele de găină și așa și un respect, o liniște, respect. Da, și un respect așa pentru mine, pentru oameni și parcă mă înalți. O să o avem și pe Viorica Brândușan într-o emisiune. Sperăm noi tot în postul Paștelui. Oricum, astăzi a fost o plăcere și o binecuvântare pentru noi, pentru că ziua de naștere vă sărbătoriți aici la noi la emisiune. Și cu atât mai mult, pentru că este postul Paștelui, era normal să dăm și câteva pricesne telespectatorilor sigur noștri. Da, sigur că da. Eu oricum, eu sunt atât de bucuroasă că voi m-ați sărbătorit, ea că astăzi cum de ziua drag mea aici la emisiunea ta. Îți mulțumesc din suflet, Lena. Și mă bucur că am avut posibilitatea să, uite, să cânt cu Viorica și priceasne. Sigur, telespectatorii noștri se vor bucura. Vai, doamna Viorica, o persoană tare dragă mie. O știu de când m-am apucat eu de cântat. Totdeauna mă îndruma și îmi spunea, fă așa când ne întâlneam pe da, lângă. Da, sigur, că da, sunt niște oameni deosebiți. Da. Sunt prietenii mei dragi și noi ne înțelegem extraordinar de bine și în general noi mergem împreună pe unde mergem. Pe unde merge, da. Să e foarte bine. Aș vrea să mai îmi spui cum ar trebui să se comporte tinerii noștri din ziua de astăzi pe scenă? Mă interesează că în viața de zi cu zi, cum îl educă părintele până la urmă? Cum să spun? Cum ar trebui să arate un costum național așa pe el? Nu trebuie confundată scena cu strada. Da. Nu trebuie. Adică un costum, să spui un costum frumos, să fie impecabil, să stea pe tine, să fie curat, să ai ținută când mergi pe scenă, să transmiți omului care stă în fața scenei și ceea ce cânți și ceea ce porți. Nu poți să mergi pe scenă să mă urc cu ceea ce merg la cârciumă. Așa. Nu se poate. Și ți-am spus, este bine că foarte mulți tineri merg așa cum trebuie. Și-s de apreciat. Îmi sunt dragi. Știi ce mult? În fiecare copil văd copilul meu. Sunt convinsă. Da. Dar apropo de copii, nu cântă nici care? Nu. De ce? Nu știu. Ei spun că nu au voce, deși cel mic sigur are. E. Dar nu. Nu cântă nici unul. Fiecare a pornit pe drumul lui. Cel nu mare cântă, lucrează nu cântă tot astea într-o televiziune. Poate când va veni un nepoțel sau o nepoțică. Vai, din suflet. Cu siguranță trebuie să meargă un pic departe, mai departe, că nu se poate. Da, sper. Știi, Lena, fac o paranteză să-mi aduc aminte de atunci când am hotărât eu să nu mai cânt, să fac pauză. Mi-am adunat toate costumele, le-am spălat, le-am călcat, m-am așezat așa pe ele și am început să plâng. Zic, eu nu știu dacă să mai încep să mai cânt, nu știam ce va fi. Dar uite că n-am o fată, măcar să-i dau costumele populare să meargă mai departe. Dar poate va veni nepoțica și nu se da, știe. Da, nepoate și nu se știe. Cum eu am moștenit-o pe bunica și sigur că da. Nepoții mei să moștenească pe bunica. De ce nu până la urmă? Da, de da, ce ceva nu frumos, oricum am multe costume și sunt convinsă. De băieți și de fete și am ce să le dau. Cum poți să te împarți și cu serviciu și cu muzica, cel puțin în perioada aia când e mult mai aglomerată? Iarna e mai lejeruță, e da, mai în regulă. Dar vara, când sunt atâtea evenimente și atâtea fugi, aleargă de colo-colo... Da, da, este greu. Spun, este greu, dar când faci cu plăcere, cu plăcere... Da, este greu, că vin de la servici repede, îmi pregătesc geanta de seara sau mă aranjează, de multe ori mă aranjează mașină. Sau poate iau cu mine direct. Iau cu mine direct, da, de multe ori, dacă trebuie să merg după masă, iau geanta cu mine și de la servici plec direct. Plec. Asta este, dar știi cum, o faci cu plăcere. Serviciu de atâția ani l-am făcut, nu pot să renunț la el. Sigur acum că da, și muzica așa la e fel. Muzica iarăși la fel, e ceva care îmi place și fac cu plăcere. E greu, ți-am spus, este greu, într-adevăr. Să faci două lucruri și destul de obositoare, dar când le faci cu plăcere și ai oameni dragi lângă tine, uite, mă întâlnesc cu voi. Cât de frumos să mă întâlnesc cu voi. Sunteți tineri, sunteți frumoși, gata, am uitat oboseala de la servici și e frumos. E bine.
Mergem mai departe, te ascultăm cântând, pentru că ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii. Mi se pare că a trecut așa de repede, de nici nu... Și eu, chiar a trecut. Vai de mine. Haideți să te mai ascultăm cântând. Mariana Suciu. Nu lăsa să pierd.
tău și la Dumnezeu. Cere-i lui Iisus iertare și lui Dumnezeu, pentru că l-ai dat uitării și îți pare rău. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Întoarce sfânta față celui ce-a greșit. I-ai dat dreptul la viață, fă-l și fericit. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Dacă drumul vieții mele va fi foarte greu, să-mi întinzi grele, Maică, brațul tău. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la clipele din urmă, Domnul ne-a chemat. Robu-te, durerea-n curmă, tu, Maicuța mea. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Și mă duc, Maică, cu tine sus la Dumnezeu. Milă-ți fie de mine, că-s copilul tău. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la Dumnezeu. Ție, Maică-ți cer, nu lăsa să pierd. Du-mă sus la Fiul tău și la dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii Veselește-te cu noi. Alături de mine a fost invitata mea, Mariana Suciu, pe care am și sărbătorit-o astăzi aici, în platoul emisiunii. Dacă pe noi s-a întâmplat cumva și nu ne-ați urmărit în această duminică, vă invit să ne urmăriți și pe site-ul televiziunii www.infohd.tv și, bineînțeles, pe Facebook-ul emisiunii Veselește-te cu noi.
Și cu părere de rău, mi-au la revedere de la tine și te aștept cu mare drag și data viitoare sau ori de câte ori vrei să vii la noi la emisiune, pentru că noi oricum te vom mai invita, e clar. Dar sperăm să poți veni și cu altă ocazie. Îți mulțumesc, Lena. Cu tot drag. Îți mulțumesc din sufletul meu pentru că mi-ai făcut așa ziua de asta, ai făcut o sărbătoare din ea aici la postul de televiziune și prin emisiunea ta. E lucru mare de ziua ta să fii invitat într-o emisiune, deci eu chiar îți mulțumesc din suflet. Mai vin ori de câte ori voi putea, sper că anul acesta să scot un nou CD, sper, și atunci promit că voi veni la tine în emisiune. Eu îți mulțumesc că m-ai invitat, ești așa o gazdă frumoasă, primitoare, deosebită. Eu încerc și mă străduiesc. Da, și dăm voie să le spun și eu telespectatorilor noștri, să le dea Dumnezeu sănătate, să aibă sărbători frumoase, cu liniște, cu pace în suflet și să dea Dumnezeu să ne vedem ori de câte ori este nevoie și să fie numai la lucruri frumoase. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc frumos, la mulți ani încă o dată și multă sănătate și tot ceea ce îți dorești și să ne vedem cum bine și data viitoare. Îți mulțumesc cu din tot suflet, vă iubesc pe toți. Dragii mei, eu sunt Lena Miclăuș, am ajuns la finalul emisiunii. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare. Atunci
Să plângă pe Iisus.